O tânără din Fălticeni care locuiește în vecinătatea Iazului a făcut descoperirea. A simțit mirosul pestilențial și s-a dus la Iaz ca să vadă ce s-a întâmplat. A descoperit astfel că pe suprafața apei pluteau mii de pești morți, unii în descompunere. A făcut fotografii și le-a publicat pe Facebook. Ieri seară, o fălticeneancă a postat pe rețea de socializare mai multe imagini cu mii de pești morți pe râul Șomuz, în zona Țarna Mare, după digul prin care se face trecerea din Iazul Șomuz în râul Șomuz. Ne-am deplasat în această dimineață în zona semnalată de localnici, dar n-am mai găsit foarte mult pești morți, deoarece între timp a fost mărit debitul de scurgere a apei din Iaz, iar peștii au fost efectiv împinși pe râul Șomuz. Mai erau câțiva zeci de pești morți sub crengile rupte și rămase blocate în mâlul și în malurile râului. Localnicii ne-au relatat că niciodată nu s-a mai întâmplat un fenomen similar până acum în zona lor, cu o cantitate atât de mare de pește mort. Au mai fost zeci, dar nu câteva mii, așa cum spun ei că a fost ieri. Și dau vina pe cei care au oprit scurgerea apei prin digul sau acel așa numitul călugăr care face trecerea apei din Iaz în râu și astfel peștii n-au mai avut oxigenul necesar pentru a supraviețui. Doi pescari ne-au povestit că ieri după amiază peștii notau efectiv în zigzag aproape de suprafața apei și păreau amețiți și vlăguiți. Reporterul televiziunii Intermedia a sesizat autoritățile care s-au deplasat la fața locului pentru a stabili de ce au murit peștii. În zonă este un miros pestilențial greu de suportat și dacă e să analizăm imaginele surprinse de localnici, ne putem da seama cu ușurință că, din punct de vedere sanitar, faptul că peștii au fost împinși pe apă nu a fost soluția corectă. La fața locului au fost cei reprezentanții primăriei municipiului Fălticeni și cei de la Apele Române, cu care am stat de vorbă puțin, nu puteau să ne dea foarte multe detalii, au promis în schimb că după ce se va finaliza controlul, vor reveni în atenția presei cu un comunicat oficial.